Sezonul fotbalistic viitor, județul Hunedoara ar putea avea între 2 și 5 echipe în Liga a 3-a. Varianta ideală pentru microbiștii hunedoreni ar fi cea cu 4 echipe, ceea ce înseamnă că Aurul Braț să nu retrogradeze, Corvinul să fie invitat să se înscrie în eșalonul secund, iar Retezatul Hațec să câștige barajul de promovare în Liga a 3-a. Dacă Aurul și Corvinul mai au ceva de așteptat, Retezatul câștigător al Ligii a 4-a Hunedoara poate face un pas mare spre eșalonul al 3-lea, unde a revenit după 12 ani de absență. Echipa din Hațec va juca pe teren propriu prima manșă a barajului de promovare cu campioana din Caraș-Severin, Magica Balta Caransebeș, și prin prisma ultimei confruntări dintre cele două formații, Retezatul pleacă drept favorită. În perioada precompetițională, în luna februarie, au disputat un meci amical, neștiind atunci cine va participa la baraj, iar în acel meci amical, Retezatul Hațec s-a impus în fața formației din Caraș-Severin. Sper ca în urma jocurilor celor două de baraj rezultatul să fie favorabil pentru noi și să avem la sfârșitul acestui baraj pe Retezatul Hațec promovat în Liga 3-a. Jocul dintre Retezatul Hațec și Magica Balta Caransebeș se va disputa sâmbătă 18 iunie de la ora 18 pe stadionul din Hațec. Meciul retur se va juca la Caransebeș pe 25 iunie, ora de începere a acestei partide fiind 17:30.